Salutare! Vorbim astăzi despre viață, despre cum o faci să fie de rahat, pentru că tu o faci, căutând de contenit răspunsuri despre plinătatea vieții și cum aceasta scapă printre degete. Și bineînțeles ce să faci pentru a te elibera de suferința asta care vine sub forma anxietății, depresiei, atacurilor de panică, tensiunii interioare, confuzie și așa mai departe. Majoritatea dintre voi sunteți fierți pe întrebări și angajați în cursa asta infernală după răspunsuri. M-am avut și eu în timpul meu liber pe Facebook și mi-apar tot felul de postări, din ce în ce mai puține că le cam dau unfriend, dar apar și postări de căcat pe care vreau să le comentez un pic. Deci este doar o interpretare, doar o relatare, doar nu e o judecată. Care vă mai au cu judecata, vă dau direct bloc. Văd terapeuți ăștia titrați, coach, vraci, sau eu mai știu ce creaturi de astea din domeniul ăsta al pseudo-spiritualității. Deci atenție, fac decât o constatare. Când vezi o mașină că e roșie, spun o mașină roșie, nu? Ce rahat. Ăștia sfătuiesc lumea să-și pună întrebări, mă. În loc să-i aduc aici și acum, să le deschidă ochii în fața vieții ăsteia, că viața se întâmplă doar aici și acum, în prezentul ăsta minunat. Asta pentru că nici ei nu sunt în stare să trăiască prezentul, mă. Uitați-vă în ochii lor, v-am mai spus de atâta ori. Globii oculari fixi denotă o dezidentificare cu mintea și o trăire în prezent. Ăla care îi fac ochii așa, îți vorbește folosind cuvinte moarte, care nu provin din experiența proprie. False. Bă, e o tantipă aici pe Facebook, sau un nene, nu știu exact. O să mă uit în telefon că e necesar pentru... I-a făcut un prinscris. Și asta zice așa. Fiecare om ar trebui să-și pună următoarele întrebări. De unde vin? Care-i povestea mea? Care-i potențialul meu? Care-s abilitățile mele? Încotro mă îndrept? Cum dezvolt o viață profesională sănătoasă, de succes și plină de semnificație? Bă, 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 zici că e Ceaușescu. Fraților, vă duceți tot în suferință. Asta face lumea de zeci de ani, de sute de ani, nu? Uitați-vă în jurul vostru că sunteți chiar proști. Sau mă rog, nu toți. Asta se face de sute de ani, de zeci de ani, bă. Toată lumea e fiartă pe alergarea după răspunsuri, bă, și nu rezolvați, bă, nimic. Pentru că adevărul e că nu există întrebări reale, bă, în această existență. Toate sunt false, ireale și neesențiale, bă. Pentru că viața nu este o problemă care să fie rezolvată. Este o enigmă ce trebuie trăită, frate. Punându-vă întrebări, catalogați viața din fața ochilor voștri, prezentul ăsta minunat, darul ăsta divin al lui Dumnezeu către tine, ca fiind o problemă, mă, și trebuie să-l deslușești tu în cap, să o rezolvi tu în cap. De-aia te bubuie mintea, că te separ de existență. Poți să țipozi negru 100 de ani, terapii și orice vrei tu, orice fel de terapie. Mă uit în pozele voastre și vă văd varză cu carne, frate, că n-aveți habar de viață și de trăit în prezent. Pentru că e o prostie să tot pui întrebări și să cauți la nesfârșit răspunsuri. Să gândești și să crezi că aflarea unui răspuns te va ajuta vreodată într-un fel. Fii sincer cu tine. Uită-te la tine, repet, uită-te în jur. E o alergare continuă, o nebuneală, o tensionare total, o alergare după răspunsuri, țeluri și scopuri. Îți place ce vezi? În jurul tău așa. Îți place ce vezi? Niciun răspuns nu te va ajuta, pentru că fiecare răspuns naște cel puțin alte 100 de întrebări. Asta vorbesc de o grămadă de vreme. De cercul vicios, de separarea de întreg,
de viață, de existență, prin întreținerea fluxului mental. Sunt convins că sunt câțiva dintre voi care văd lucrurile astea. Și doar dacă privești în spate întreaga istoria filozofiei și psihologiei, rămâi uimit, mă. Fiecare răspuns a creat sute de alte întrebări. La fel și cu regresiile astea, mamă, e nebunie și cu asta. Cu studierea traumelor dintr-un trecut care nu mai există, frate. Nu mai zic de ăștia cu viețile anterioare, cu descoperirea sufletului. Gata, stai că vorbim frumos, nu mai... Materialul ăsta sunt serios. Deci bolboroseală conceptuală abstractă care nu face nimic altceva decât să îți accentueze confuzia și suferința. Fiecare răspuns a devenit o nouă problemă. Urmat de idiotica întrebarea a minții analitice și egotice, dar de ce? Orice răspuns ai da, vine mintea și spune, dar de ce? De ce așa și nu invers? Și hop, ai sărit în căruță cu direcția la dracu-n praznic. Osho spune foarte frumos că psihologia și filozofia ar trebui numite prostologie. Pentru că nu s-a ajuns niciodată, mă, fraților, la un răspuns final. Bă, nu s-a ajuns niciodată la vindecare, mă. La liniște și pace. Cunosc oameni care se ducă 15 ani la psiholog. Ești Doamne ferește! Prin hrănirea minții analitice cu viitor și cu trecut, nu s-a ajuns niciodată nicăieri. Tot timpul să pun întrebări, alte răspunsuri, alte răspunsuri, alte întrebări, alte întrebări. Se perpetuează suferința psihoemoțională la nesfârșit. De-aia trăiți în continuu căcaturi. Buddha a spus: cel care meditează și trăiește cu adevărat își pierde toate întrebările. Da, vine un moment în care nu mai sunt întrebări, fraților. Nu mai sunt întrebări de pus. Iar acel moment este cel în care ești inundat pur și simplu de cunoașterea universală prin curgerea conștiinței. Atenție, nu de cunoștințe, nu de răspunsuri, ci de înțelepciune, dacă vrei. Cunoașterea asta nu este răspunsul. Nu este cuvânt. Este rezultatul expandării conștiinței în ființa ta. Așa încep să experimentezi viața în totalitatea ei, în simțuri. Nu e un răspuns, e o experiență, mă. Iar experiența asta ți se desface în fața ochilor tăi în continuu, în continuu. Poate ești ocupat să gândești, să cauți răspunsuri. Și viața îți scapă. Și nu e nici măcar o experiență. Este o experimentare. Continuă. O trăire în simțuri. Este un proces și nu un eveniment. Mai sunt și cei care vin la cabinet bubuiți grav de minte, puși de doctor pe pastile anxiolitice și antidepresive, chinuiți de întrebarea sau întrebările: care este scopul vieții sau țelul ei? Ce rost are viața și ce rost are el sau ea pe acest pământ? Deci, în loc să trăiască, fac gălăgie mentală în continuu. Fac clipul ăsta să le dau direct link-ul, să nu mai răcesc gura de pomană. Majoritatea dintre ei trăiesc printr-un tripar prestabilit, repetitiv și prestabilit, făcând mereu același lucru la nivel mental. Bă, e trist rău de tot. Scopul vieții? Nu există scopul vieții. Viața însăși este scopul. Trăirea fiecărui moment în parte, la intensitate maximă,
într-o conștiință de sine totală și nemișcat. Nu există nimic în afara vieții care să fie necesar a fi obținut. Tot ce obții, tot ce dobândești sau posezi, este o proiecție a minții egotice, a eului mental-psihologic, unica sursă a suferinței psihice și fizice. Ideea obținerii diferitelor chestii este ambiția. Ce obții nu contează prea mult. Bani, cunoștințe, relații, nu știu, bunuri. Nu spun că astea sunt rele. Atenție! Sau nocive. Nu, nu, nu. Doamne ferește. Sunt ceea ce sunt. Însă ele nu-ți vor da viață. Nu te vor conduce în simțire. Nu te vei simți fericit cu adevărat. Și nu vei trăi pacea interioară pe care o tot cauți. Peste tot și în toate direcțiile. În procesul alergării după ceva anume, indiferent de natura acelui ceva, pierzi viața, pierzi esență. Te sacrifici și îți sacrifici la propriu viața și cu toții sunteți implicați în atâtea lucruri prostești și viața se scurge pe lângă voi. Și asta o veți realiza majoritatea dintre voi în momentul morții sau în apropierea ei. Mulți o vor face pe patul de spital, cum a fost și cazul meu, și vor spune, am alergat o viață întreagă după mașini, case, haine, bani, etc., crezând că acesta este scopul vieții și am uitat de mine. În acest idiotic proces am uitat de viață. Dragilor, scopul este întotdeauna ceva ce ține de viitor. Țelul, targetul sau oricum ai vrea să-l numești, sensul vieții se află undeva departe. Pe când viața este întotdeauna aici, mă. Țelul este întotdeauna proiectat în ceva ce nu există încă. Undeva departe, mă. Departe rău de tot. Iar viața se întâmplă fix aici. Și acum. În acest unic și total moment prezent. Suntem lăsați pe acest pământ să trăim, nu să alergăm după proiecții mentale, mă. Preluate toate de la ceilalți. Pentru că tot ceea ce îți dorești ai văzut la alții. E fake, fals și la mâna a doua, mă. Și de-aia nu sunteți fericiți. Nu există țel sau scop al vieții. Existența nu tinde către ceva anume, nu are o finalitate. După cum ai văzut și tu, îți atingi scopul, obții ceea ce ți-ai dorit și după o scurtă perioadă de timp, ce faci? Alergi după altceva. Începe o nouă tensionare a alergării. Și uite cercul vicios despre care tot vorbesc aici ca bou de atâta timp. Cerc vicios care te conduce, știi și tu foarte bine unde. Asta dacă ești sincer cu tine. Am mai spus-o, o spun și o voi mai spune mereu, 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 mereu. Până nu te dai jos din caruselul gândurilor, până când nu te oprești în aici și acum, poți face orice terapie vrei tu. Poți să ții post negru 200 de zile. Îți pot da scris că nu te vei liniști. Nu vei gusta fericirea fără de obiect și vindecarea nu va avea loc. De unde știu? Din experiența proprie. Singura soluție este să stai fără gânduri. Și dacă nu știi cum, vino la cabinet sau online dacă nu ești din București, sau mai bine, vino în tabăra noastră de pe 25 august, lângă Sibiu, care ține 4 zile și 3 nopți, și vei trăi personal, prin experiență directă, tăcerea minții.
Da. Îți garantez că vei trăi tăcerea minții. Repet, ori la cabinet, ori online în ședințe individuale sau în natură, alături de noi, în tabăra Terapia Prezentului.